Gabriela și Valentin au fost împreună pe Transfăgărășan astăzi și nu singuri, ci împreună cu fiul lor. Chiar așa era intitulată postarea Gabrielei Tudor prima dată pe Transfăgărășan. Și a postat Gabriela o serie de fotografii și video de acolo, un peisaj care stai respirația cu siguranță. Ați văzut, dacă nu în realitate, o pe internet, la televizor și e un loc foarte foarte frumos. Acestea sunt fotografiile pe care le-a postat și... Chiar dacă Tudor încă este prea micuț ca să înțeleagă ceva, cu siguranță călătoriile acestea în familie îl ajută să crească frumos. Ne bucurăm că cei doi sunt împreună și sunt bine și sperăm să auzim în continuare de bine de ei, la fel cum ne dorim de toți foștii concurenți.